Șoc și groază la insula iubirii. Ce și-a permis Claudiu să-i facă ispitei Tina, ia mâna de pe mine? Moment tensionat la insula iubirii. Claudiu și Simona sunt cel mai nou cuplu care își va testa relația în cadrul emisiunii de la Antena 1. Cei doi s-au integrat foarte repede pe cele două insule, chiar în ediția de aseară, Claudiu și-a permis un gest indecent cu ispita Tina. Iată ce a făcut concurentul. În episodul 8 al sezonului 8 din Insula Iubirii, Claudiu a avut un comportament inadecvat față de Tina, în timp ce aceasta încerca să-și facă poze. Într-un moment neașteptat, Claudiu a făcut un gest care a deranjat-o profund pe Tina. Reacția ei a fost imediată și vehementă. S-a ridicat brusc de pe scaun, vizibil afectată și furioasă, și a început să strige la Claudiu. Ce gest indecent a făcut Claudiu! În timp ce Tina stătea pe scaun și își făcea poze, Claudiu a avut o atitudine nedecvată care a stârnit furia ispitei. Deranjată de gluma lui nepotrivită, Tina a reacționat imediat. M-am trezit cu un deget în gură. Claudiu a încercat să aplaneze conflictul, îmbrățișind-o, însă Tina i-a cerut ferm și repetat să nu atingă. Ne-am permis reciproc anumite glume și a explicat Claudiu gestul, potrivit a unu, ro. După incident, cei doi s-au apropiat din nou. Claudiu i-a cerut scuze Tinei și a rugat-o să-l ierte, în timp ce Tina i-a mărturisit că își dorește un sărut de la el. Deși nu au ajuns să se sărute, deoarece Claudiu i-a spus că nu simte că este momentul potrivit, au ales să se îmbrățișeze, menținând astfel o formă de reconciliere. Mă ierți! Și nu rămâne nicio supărare între noi. Sunt doar două fete aici care ar putea să-mi provoace mie ceva. Sunteți tu și Ana! Singurele fete care mi s-au părut destul de mature, care să mă înțeleagă, a întrebat Claudiu. Și sunt imatură dacă vreau să te sărut. Iar răspuns Tina, conform sursei citate mai sus, Claudiu a mai fost căsătorit și are un copil de 11 luni din fosta căsnicie. Decizia de a participa la insula iubirii vine și din dorința de a vedea dacă relația lor poate trece peste obstacolele trecutului și dacă pot construi un viitor împreună. Cei doi sunt hotărâți să-și pună la încercare dragostea și încrederea într-un mediu plin de tentații și provocări, în speranța că vor ieși mai puternici și mai uniți.